Un tânăr de 21 de ani și-a pus capăt zilelor după ce iubita minoră de 16 ani l-ar fi părăsit. Deși avea o relație de doar 3 săptămâni, acesta nu a putut accepta despărțirea. Tânărul de 21 de ani s-a îndrăgostit nebunește de minora de 16 ani, cu care băiatul dorea să întemeieze o familie. Însă fata nu avea aceleași gânduri, fapt ce l-a împins pe băiat spre acest gest extrem. Despărțirea de fată este motivul pentru care, într-o seară, băiatul a decis să își pună capăt zilelor, explicând că nu poate să trăiască fără ea. În casa părinților, acesta a luat o funie pe care și-a pus-o de gât, iar apoi s-a filmat în timp ce transmitea un ultim mesaj de adio. Adio, să știi că te-am iubit mult, ai însemnat tot ce am avut mai mult pe lumea asta, ai fost tu, fericirea mea, care mi-a adus fericire în viață. Și îmi pare rău că a trebuit să ajung la treaba asta, te iubesc mult, a transmis tânărul. Te-ai dus pe nedrept, badea meu, nu știu de ce ai ales asta, te-am iubit, te iubesc și te voi iubi toată viața. Dumnezeu să te ierte și să te odihnească, iubirea mea, nu te voi uita toată viața mea, m-ai lăsat cu un gol în suflet, nimeni și nimic nu o să schimbe asta. Îngerule, te voi purta în suflet pentru tot restul vieții mele. Sunt cuvintele fostei iubite ale tânărului postate într-un mesaj pe Facebook.